ne ajută. Acum ați venit cu vremea bună. Tura trecută ați venit pe iarnă. În sfârșit a venit primăvara și la noi, la munte aici. Mai greu. Vine mai greu la noi, de-aia acum continuăm cu detoxifierea organismului, pentru că primăvara, cum învie tot natura la viață, e bine să începem și noi cu o curățenie interioară, trupească și sufletească. Vedeți cum au pus Sfinții Părinți postul cel mare primăvara. Când curățăm și sufletul și trupul, totul vine la viață. Astăzi mergem să recoltăm rășină de brad. Vom face o tinctură din rășină de brad, dar și un ulei din rășină de brad. Ambele sunt două remedii puternic naturiste pentru detoxifierea și vindecarea organismului. Ce floricele frumoase! Da, acestea sunt florile de potbal. Ai zice că este păpădie, dar nu este. Aceste flori de potbal sunt primele flori care apar primăvara, înaintea păpădiei. Eu recomand ca, în paralel cu cura de rășină de brad, să se facă o cură și cu ceai de potbal. Se poate face și sirop, eu am făcut sirop, un strat de flori, un strat de miere și se lasă o lună la macerat. Ați spus că sunt beneficii pentru sistemul respirator? Pentru sistemul respirator sunt cele mai bune pentru astmă bronșic. Și mai târziu apare frunza. După ce se trec florile, apar frunzele și din frunze se pot face sarmale, da? Și se poate face salată. Are un gust acrișor, deci conține multă vitamina C. Părinte, ce căutăm? Acum căutăm un brad rănit. Un brad rănit este semnul că acolo vom găsi rășină. Pentru că asta înseamnă rășina bradului. Pansamentul este secreția lui cu care se vindecă el. Primul semn că rășina este medicinală, o știm că bradul se vindecă cu această... De-aia o secretă, ca să-și acopere rănile. Și animalele tot asta o caută, și ursul, și vulpea. Ei iau această rășină și își dau pe rănile lor. Da, noi asta căutăm acum. De la orice brad, molid, laric, conifere, da. Părinte Luca, îmi povesteați ceva despre o legendă a bradului. Da, se spune că e o mică istorioară, o mică legendă despre brad. Se zice că în vremurile mai îndelugate, de demult așa, erau trei virtuți surori, adică speranța, iubirea și credința. Și au plecat în căutarea unui arbore care să le reprezinte. Adică să fie înalt precum speranța, mare precum iubirea și veșnic precum credința. Credința nu are niciodată. Și după lungi căutări, au descoperit bradul. L-au văzut, l-au analizat, l-au studiat și au văzut că corespunde ca înălțime speranța, ca și masiv, că este foarte puternic, foarte mare iubirea și veșnic, precum credința, datorită frunzelor, care nu cad, nu se oferă niciodată. Reprezintă veșnicia. De aceea se spune că bradul este un arbore sfânt. Spiritualitatea lui cunoscută încă de pe vremea romanilor antici, când în vremea sărbătorului foloseau crenguțe de brad la împotrivirea caselor. Asta este o mică legendă, o mică istorioară. Bradul este un arbore de talie mare, are o înălțime în mediu până la 50 de metri, dar poate ajunge și mai mult. Se spune că cel mai înalt arbore din Europa este în România, la pădurea Șinca din Brașov, care are o lungime de aproximativ 62 de metri. Cel mai înalt brad, așa se estimează, după multe cercetări, ar fi la noi în țară, în pădurea Șinca de la Brașov. 62 de metri ar însemna cât un bloc cu 22 de etaje, atât de mare este. Este un arbore foarte puternic, masiv, cu o rădăcinare bivotantă, vă dați seama, trebuie să susțină cât este de masiv. Și așa cum am spus, reprezintă veșnicia datorită frunzelor, înălțimea la fel către Dumnezeu se înalță și considerat un arbore spiritual. De aceea se folosește în zile de sărbătoare, de Sfântul Crăciun, cam în toată lumea. La tămâiat. Și la tămâiat și peste tot. Vedeți câtă importanță are, nu mai vorbesc de terapeutic, nu mai vorbesc, dar este așa o... sărbătoare importantă. Bradul e nelipsit și în casele lor și în toată lumea. Cele mai multe remedii naturiste primăvara le facem. Cum am spus, acum pornesc toate la viață. Aici este un brad foarte bun pentru colectat, pentru că are multe răni. Aici, pentru că a fost exploatare de pădure, l-au hârjuit, l-au lovit și el încearcă să se vindece, să se panseze singur.
acolo unde a curs rășină de brad se izolează. Nu mai vin bacterii și alții paraziți să-și facă loc, să aibă loc o infecție și să-i cauzeze bradului. Cu astfel de rășină, el complet se izolează și se simulează din nou scoarța lui, se sigilează și se și vindecă în același timp. Deci dacă bradul se vindecă, animalele se tratează și oamenii au învățat de la ele să folosească această rășină. Prima dată au folosit egiptenii. Mumiile se sigilau și ele de bacterii și de descompunere rapidă cu rășină de tămâie. Ei au cea mai puternică tămâie în Asia, în Orient. Există diferență între brad și arborele de tămâie. Diferența între brad și arborele de tămâie este una foarte importantă. Aceasta se numește rășină de brad și avem încă un arbore, arborele de tămâie, care se găsește în Asia, în Arabia, în Oman și în Africa. De la arborele de tămâie se colectează adevărata tămâie, cristalele de tămâie, iar de la brad o să luăm această rășină, dar este diferită de cea de tămâie adevărată. Asta nu este tămâie, asta se numește rășină de brad. Sunt medicinale amândouă, aceea din Orient este și mai medicinală, mai puternic și mai aromată. În Europa aceasta crește, pentru că în Asia, în Orient, nu crește bradul. Ei au luat această rășină de la arborele lor de tămâie care crește acolo. La noi, pentru că nu crește arborele de tămâie, luăm de la brad. Așa am folosit de mii de ani. Frate Daniel, cum veți prepara această rășină? O să facem tinctură. Ea se poate păstra mai multe feluri. Se face tinctură prin macerarea ei, se poate usca pentru tămâiat, se poate face un macerat din rășina de brad. Folositor tot intern sau extern acest ulei? Uleiul de rășină de brad se poate folosi atât intern cât și pentru uz extern, pentru masaj. Și ambele procedee sunt foarte terapeutice. Noi le vom face pe amândouă astăzi. O să facem și tinctură din rășină de brad, o să facem și un ulei aromat pentru masaj. Nu este un ulei esențial, ăla trebuie să-l distilăm ca să facem uleiul esențial. Am uitat să vă spun că înainte ca să recoltați rășina de brad, trebuie să aveți aceste mânuși, niște mânuși de unică folosință sau de acesta de spălat vase, pentru că rășina este foarte cleioasă și iese de pe mână cu un strat de piele. Da, adică se curăță foarte greu. Dacă vă veți murdări de rășină sau hainele sau să le murdăriți cu rășină de brad, se spală cu ulei. Deci mâinile se curăță cu ulei. În loc de detergent puneți ulei pe mână și începe să vă frecați și se dizolvă imediat. În câteva secunde se curăță toată rășina de pe mâini. După aceea vă clătiți cu săpun normal și vă spălați. Asta am făcut și eu din experiență. Aceasta este rășina de brad. Ea se produce în aceste răni. O strângeți cu cuțitul, ușurel, ca să nu producem răni și mai multe. Chiar dacă este tare, nu este problemă. Ea este și proaspătă. Acum, pentru că suntem la început de primăvară, este mai tare. Dar când o să dea căldura, o să vedeți că aceasta este foarte, foarte moale. Care este perioada de recoltare? Până când putem recolta? Tot anul putem să recoltăm, dar ideal este să recoltăm în luna martie, luna aprilie și luna mai. Atunci este cea mai calitativă. Da, da, da.
Noi acum filmăm în natură, dumneavoastră o să faceți acasă, dar noi, pentru că suntem departe la munte, o să facem aici o tinctură din rășină de brad și aici o să facem un ulei de rășină de brad. Peste acesta vom pune alcool de 96 de grade și acolo o să punem un ulei de măsline. Puteți să folosiți de floarea soarelui, dar o să punem de ulei de măsline și o să lăsăm minim o lună de zile la macerat. Ce aveți acolo? Aici avem alcoolul. Deci este musai să macerăm această rășină de brad în alcool. De 96 de grade, cel mai mic de 64, dar 96 se va dizolva mai rapid. Să nu încercați cu pălincă, că nu iese. Alcoolul o să scoată toate proprietățile benefice ale rășinii. Cea mai puternică este tinctura. Ne-ați vorbit de proprietăți. De proprietăți, la ce este utilă această tinctură, acest medicament? Toate preparatele pe bază de rășină de brad sunt pentru plămâni. Deci medicamentul naturist cel mai bun pentru plămâni este tinctura din rășină de brad, siropul din muguri de brad. De ce credeți că mugurii de brad sunt foarte sănătoși, siropul de muguri de brad? Tocmai pentru că conțin această rășină. Ei, dacă n-ar avea această rășină care se regăsește în tot arborele, de la rădăcină, trunchi, până la cetina de, și mugurii de brad, nu ar fi folositori. Dar această rășină se află peste tot. Vă dați seama că noi acum, dacă am colectat numai rășina, mugurii de brad rămân pe locul al doilea. Asta este esență, este concentrație de rășină ce facem noi aici. N-avem de făcut decât să o lăsăm, să așteptăm să se macereze și o să folosim. Cum am mai spus, este foarte bună pentru astmul bronșic, pentru detoxifierea plămânilor, pentru cei care au fumat sau care fumează, pentru răcel, pentru gripe, infecții, cancer pulmonar, tuberculoză, tot ce înseamnă bol de plămâni. Când ești răcit, dacă ai luat câte 3-4 lingurițe pe zi din tinctură de această rășină, în 2 zile ai scăpat de răceală. Urma să vă întreb, are un regim de medicament. Care ar fi posologia și cine poate consuma această tinctură? Femeile însărcinate nu pot consuma această tinctură, deci este contraindicat la copii până în 7 ani, la femeile însărcinate, la cei care au alergii, deci este bine să se ia cu sfatul medicului. Nu sunt reacții adverse puternice. O stare de rău la stomac. În schimb, numai efecte benefice pentru întreg organismul. Este antitumoral, antiinfecțios, luptă cu infecțiile acestea gripale și practic o să-ți crească un plămân nou. Era cineva aici la noi care a fost foarte bolnav de plămâni, avea astm și mergea mereu la sanatoriu. Și nu prea avea rezultate bune acolo și i-am spus, ia tinctură din rășină brad. Am fost amândoi, am cules și un an de zile a consumat tinctură din rășină de brad. Când a fost la analize, la sanatorie, a spus, părinte, ce ați făcut? Că v-a crescut un plămân nou. Și s-a curățat. El de atunci n-a mai fost la spital. N-a mai fost și nici probleme n-a mai avut cu respirația. Deci vă dați seama cât de... impresionant. Cât de bună este, da. Ne spuneați că părintele a consumat un an. Cât timp durează un tratament și cam cât pe zi? Deci așa, se ia câte o linguriță, dimineața pe stomacul gol, nu se mai mănâncă nimic, 2 ore. Și după aceea, la prânz, între mese, întotdeauna înainte de masă, cu 2 ore înainte de masă, și 2 ore sunt să mai mănânce și seara. Trebuie persoana respectivă să se țină de această cură, care durează minim o lună de zile și maxim un an de zile. Pentru că este un produs natural, v-am spus, nu face rău la nimic, o să fiți uimiți de proprietățile lui benefice. Iar cei care fumează, plămânii sunt foarte afectați, sunt negri, ați mai văzut clipuri. Acesta curăță cum curăță detergentul rufele, așa curăță și rășina de brad plămânii. Îi vindecă, se curăță toate aceste trahee și celule broncice. Ne spuneați
că necesită o perioadă de așteptare de o lună de zile? O lună de zile, dacă folosiți un alcool pur, etilic, de 96 de grade și agitați de 3 ori pe zi, este gata și în 2 săptămâni gata de folosit. Eu am aici făcut de acum 2 săptămâni, așa arată, vedeți, deja s-a tuburat, s-a topit, am făcut o cantitate mai mică, nu s-a topit toată. Dar se va topi? Da, și de aceea trebuie agitat pe fiecare zi ca să se dizolve cât mai bine. Așa arată la o săptămână, două, oare când am două, cam două săptămâni, așa. Și așa arată după o lună de zile. Este foarte clară. Da. Acum noi am mai tulburat-o până am ajuns aici, dar dacă o lăsați așa 30 de minute, o să vedeți prin ea. Pe fund o să rămână scoarță de copac, impurități, de aceea o să o filtrați ultima dată, o trecem prin tifon ca să putem să avem fără coș, fără furnici, eventual mai se prind. Rășina de brad este o capcană și pentru insecte, tocmai de aceea ca insectele să nu intre în aceste răni ale bradului și să aducă infecții. Iar acesta este, cum am spus, după o lună de zile, rezultatul filtrat, strecurat, dat prin tifon și așa o să-l folosim. O să punem câte o linguriță, să nu vă fie frică că atacă smalțul dentar, pentru că aceasta nu este tămâie, aceasta este rășină de brad, o esență prietenoasă cu dinții și cu stomacul. Deci cei care nu suportă tămâia, care este de 10 ori mai puternică decât rășina de brad, sau și propolisul, că acesta este un propolis al bradului, cine nu suportă propolisul poate folosi rășina de brad, care este un propolis al bradului, o rășinoasă. Un alt antibiotic natural. Da, ce este propolisul? Acest propolis sunt aceste rășinuri pe care le aduc albinele în stup și le prelucrează. Deci în propolis se regăsește și rășina de brad. Așa o să folosiți cu lingurița. Avem aici și lingurițe. Puteți să folosiți linguriță de plastic pentru că dacă o să devină lipicioasă, să nu mai spălați la ea, întotdeauna să aveți mânuși, lingurițe încă folosință ca să nu vă pară rău când le aruncați. Se mai poate pune pe pâine, cine nu suportă gustul sau are niște din, să zicem, mai sensibil și are această frică. Există o frică cu rășina, cu tămâia, dar se pune în linguriță. Cu alcool puternic? Da. Cum este? Are gust de brad, de rășină și de medicament în același timp. Foarte puternic. Foarte puternic, da. Pentru că este tare și îl puteți combina cu apă. Deci această linguriță de rășină se pune în puțină apă călduță. Diluat. Și se bea. Se diluează cu apă, cu miere, cu ceai, da. Și se consumă de 3 ori pe zi. Să știți că puteți să faceți gargară cu tinctură de brad, o diluați un puțină apă, dar puțină, 20 de mililitri, două lingurițe de tinctură de rășină de brad și faceți gargară, pur și simplu, pentru că face parte din aparatul respirator. Pentru durerile de gât, amigdalite, se face această gargară timp de câteva secunde, o jumătate de minut, după aceea se înghite tinctura, că nu este nicio problemă, și o să observați că durerile de gât o să vă lase în aceeași zi. Terminăm cu tinctura noastră. Asta o să stea o lună de zile la temperatura camerei, într-un loc închis, ferit de razele solare. Și o să ne ocupăm și de uleiul de rășină. La ce este benefic uleiul de rășină? Uleiul de rășină de brad este pentru masaj antireumatic. Deci, contra durerilor de oase, reumatism, osteoporoză, pentru febră musculară,
când aveți dureri de spate, de oase, de genunchi, să nu ezitați să faceți un masaj cu acest ulei aromat, pentru că o să vedeți în final ce aromă o să-și lase acest ulei. În final nu o să fie lipicios cum este la tinctură. După ce faceți acest masaj cu acest ulei de rășină, stați o jumătate de oră să acționeze, după care vă puteți curăța. Este puternic și uleiul de măsline, de aceea o să vedeți că se dizolvă și nu vor fi probleme, se dizolvă rășina în el. Uitați, aici este după o lună de zile și s-a dizolvat complet. Eu am pus-o într-un recipient de parfum, am spălat bine și ca să-mi fie ușor să nu mai torn în palmă. Da. Și uitați, se aplică local, ia uitați și ușor, și după aceea se fricționează. Ne spuneați că este bun și luat intern. Este bun pentru helicobacter. Deci dacă acest propolis al bradului, această rășină, omoară bacteriile și microbii, deci helicobacterul poate fi distrus cu această rășină de brad. Să iau câte 4-5 linguri de ulei pe zi. Se poate pune și în salate, se poate bea ca atare. Și trebuie să țineți minim 3 luni de zile această cură pentru helicobacter, și pentru ulcer gastric, pentru paraziți intestinal la copii. Este excelent. Spre deosebire de tinctură, uleiul poate fi consumat de copii. Da, deci acesta nu este așa de tare, nu are alcool, nu este problemă. Dar numai jos de 7 ani. Nu recomand să se ia nici de femeile însărcinate sau care alăptează și nici de copiii până la 7 ani. Persoanele care au alergie pot proba acest ulei și dacă se simt bine, pot să continue cura în continuare. Acesta nu este un ulei esențial, acela trebuie distilat. Acesta este un ulei vegetal, deci nu este un ulei esențial, cu proprietăți miraculoase ale bradului. Acum am terminat cu el, se lasă minim o lună la macerat, tot așa la temperatura camerei în magazie, să nu bată soarele în el. Dacă vedeți după o lună zile că nu s-a dizolvat complet, îl mai lăsați până să topește măcar 90% din el, după aceea trebuie filtrat. Vedeți, aceste două remedii naturale sunt darul lui Dumnezeu pe care ne-a lăsat nouă primăvara, să le culegem, să le folosim, să ne vindecăm, să nu mai alergăm repede la farmacie și să luăm tot felul de substanțe de sinteză, când putem să venim la mama natură și să le luăm de-a gata preparate, să le luăm gratis, fără să ne coste niciun ban, să ne simțim bine de natură și să învățăm ușor, ușor să ne tratăm natural. Vă mulțumim! Doamne ajută, numai bine! Doamne ajută! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.